Stă scris la lege și la mărturie. În Cartea Profetului Zaharia, la capitolul 9, cu versetele 11 și 12, stă scris din pricina legământului tău pecetluit cu sânge, voi scoate pe prinșii tăi de război din groapa în care nu este apă. Întoarceți-vă în cetățuie, prinși de război plin de nădejde. O spun și astăzi că ți voi întoarce îndoit. Fiecare biserică trebuie să lucreze pentru cei care pierd în interiorul ei și pentru cei din afara ei. Membrii trebuie să strălucească precum niște pietre vii în Templul lui Dumnezeu, reflectând lumina cerească. Lucrarea nu trebuie să se facă la întâmplare, ocazional și neorganizat. A salva suflete gata să piară înseamnă mai mult decât să te rogi pentru un bețiv. Și apoi, pentru că el plânge și și mărturisește stricăciunea sufletului, să-l declar mântuit. Lupta trebuie dusă în mod repetat. Membrii fiecarei biserici să simtă că au datoria specială să lucreze pentru cei din vecinătatea lor. Oricine pretinde că stă sub steagul lui Hristos, să simtă că a intrat într-o relație de legământ cu Dumnezeu, Spre a face lucrarea Mântuitorului, cei care și-au asumat această misiune să nu obosească făcând binele. Când cei răscumpărați vor sta înaintea lui Dumnezeu? Suflete prețioase vor răspunde când se vor striga numele lor, datorită eforturilor conștiincioase și răbdătoare depuse pentru ele, datorită rugăminților și apelurilor insistente de a fugi la fortăreață. Astfel, cei care au fost în această lume colaboratori cu Dumnezeu își vor primi răsplata. Pastorii bisericilor populare nu vor permite ca adevărul să le fie prezentat oamenilor de la amvoanele lor. Vrăjmașul îi va face să se opună adevărului cu înverșunare și răutate. Se pun la cale minciuni, se repetă experiența Domnului Hristos cu conducătorii evrei, Satana se luptă să eclipseze orice rază de lumină care radiază de la Dumnezeu către poporul său. El acționează prin pastori, așa cum a acționat prin preoții și conducătorii din zilele Domnului Hristos. Oare aceia care cunosc adevărul se vor ralia partide lui satana pentru a-i împiedica, a-i deranja și a-i dobori pe cei care încearcă să lucreze în felul decis de Dumnezeu? Pentru progresul lucrării sale, pentru a înfige stindartul adevărului în zone întunecate?